Ministerul Educației Naționale a centralizat rezultatele examenelor din cadrul simulării naționale la clasa 8, dar rezultatele nu sunt deloc mulțumitoare. Din totalul celor 178.000 de elevi din toată țara care au participat la simulare, doar 48,8% au obținut medii peste 5. Din datele prezentate rezultă că peste jumătate dintre cei prezenți la simulări au obținut note peste 5 la disciplina limba română, fapt care nu s-a înregistrat și la disciplina matematică, unde procentul de 30,4% indică un nivel scăzut de pregătire a elevilor în condițiile în care subiectele au fost concepute pentru un nivel mediu. Elevii din județele Brăila și Galați sunt fruntași, cu un procent de 60, respectiv 55%. Notele de peste 5 la limba și literatura română în procente de peste 70% a salvat situația dezastroasă la matematică. Notele de peste 5 la limba și literatura română în procente de peste 70% au salvat situația dezastroasă la matematică. Cu toate acestea, Inspectoratul Școlar Județean Galați spune că aceste note nu reflectă nivelul de cunoștință ale elevilor, pentru că mare parte dintre ei nu au recuperat toată materia. La matematică avem un procent de 32,1% note de 5 și peste 5, la limba română 70,4% de note de 5 și peste 5. Rezultatele nu sunt foarte bune, deci chiar nu putem să fim mulțumiți de aceste rezultate. Totuși, aceste rezultate nu reflectă, într-adevăr, nivelul de cunoștințe pe care ar trebui să-l aibă copiii în vară, la examenul din vară. De ce? Pentru că subiectele au fost structurate prin parcurgerea materiei din toate cele patru clase de gimnaziu, clasele 5-8. La data aceasta, copiii nu au recapitulat, nu au apucat să recapituleze materia anilor anteriori și atunci e normal ca anumiți itemi din materia claselor anterioare să nu fi fost rezolvați. Dacă este să ne raportăm la media națională, Galațiu este totuși în prima jumătate, adică nu stăm mai prost decât alții, nu înseamnă că stăm bine. Dar, repet, explicația ar fi pentru aceste rezultate nesatisfăcătoare. În perioada imediat următoare, la nivelul unităților școlare, se vor elabora planuri de măsuri în funcție de rezultatele locale, se vor elabora planuri de măsuri care pot cuprinde fie ore de pregătire suplimentară, fie ore de recapitulare pe anumite teme care nu au fost parcurse sau nu au fost recapitulate încă. La nivelul fiecărei unități se vor adopta planuri de măsuri și vom vedea o îmbunătățire, sperăm o îmbunătățire a acestor rezultate. Județul Tulcea este printre codașele topului cu 38%, cu notă peste 5 la matematică, ce nu depășesc 23%. Ca urmare a situației înregistrate, conducerea Ministerului Educației Naționale a decis adoptarea mai multor măsuri de remediere a situației, care urmează să fie aplicată la nivelul fiecărui județ.